Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de Origami 3D. În acest tutorial am să vă arăt cum să faceți un super erou și anume Captain America. Haideți să începem. Pentru a începe acest model vom face două mici construcții din acestea și pentru a face o astfel de construcție vom face mai întâi patru perechi negre și pentru a face o pereche pur și simplu vom lua o piesă albă, una neagră și le vom conecta între ele astfel, apoi facem pe patru perechi din acestea pe care le conectăm între ele. Astfel și acum aici vom adăuga o piesă neagră. Iar deasupra vom adăuga 4 piese albe puse cu spatele. Astfel și acum pe margini vom avea câte o piesă neagră pe fiecare parte, și apoi în centru vom pune 3 piese roșii. Astfel și acum deasupra acestor 3 piese roșii vom pune 2 piese albe cu spatele. Și avem cele două mici construcții care vor reprezenta picioarele, și pe cel din dreapta vom pune o piesă albă cu spatele în partea stângă a celora din mijloc, și în oglindă vom adăuga și aici încă o piesă albă cu spatele, astfel. Și vor arăta momentan așa. Acum, bineînțeles, pe margini vom avea două piese negre astfel și pe centru vom avea apoi două piese roșii și apoi deasupra vom avea trei piese albe cu spatele. Astfel repetăm, repetăm procedeul și cu celălalt picior și vor arăta așa. Acum vom adăuga pe fiecare margine o piesă albă cu buzunar liber astfel și picioarele noastre vor arăta momentan așa. Și acum vom lua piciorul din dreapta, vom adăuga în margine aici o piesă neagră, apoi una roșie lângă aceasta, două piese albastre și apoi, bineînțeles, pe margine încă o piesă neagră și repetăm procedeul și în partea cealaltă, la celălalt picior. Și așa vor arăta picioarele noastre și apoi va trebui să mai conectăm încă o piesă neagră între acestea două de pe margine, astfel că vom lua două piese albe cu spatele și pe centru vom pune piesa neagră normală și acum vom introduce un braț din această piesă albă într-una din piesele negre ale unui picior și apoi conectăm, bineînțeles, și celălalt picior în același fel. Și astfel am conectat picioarele între ele și acum vom adăuga un rând întreg de piese albe cu spatele deasupra. Ok, acum în partea stângă vom avea puțin de lucru deoarece vom modifica puțin structura modelului, fiindcă aici va veni scutul. Și vom scoate această piesă albă din margine de aici și apoi piesa neagră de jos. Adăugăm piesa albă de mai devreme cu buzunar liber aici și apoi lângă aceasta încă două piese albe cu spatele și le vom ține aici în loc deoarece nu sunt atașate de nimic. Și acum lângă această piesă roșie vom pune patru piese negre. Astfel, și bineînțeles deasupra acestora vom aduga mai întâi pe margine o piesă albă cu buzunar liber și în rest piese albe cu spatele normale. Astfel, și pornind din margine de aici vom aduga o piesă neagră, apoi patru piese roșii deasupra acestora negre de aici. Apoi, lângă aceste patru piese roșii, vom pune o piesă neagră și în partea aceasta aici vom avea pe margine o piesă neagră astfel și în rest vom avea numai piese albastre. Adăugăm aici piese albastre și apoi adăugăm încă un rând întreg de piese albe cu spatele deasupra. Ok, și modelul va arăta momentan așa. Aici, în partea dreaptă, vom scoate această piesă albă și o mutăm puțin mai la dreapta, astfel încât să fie cu buzunar liber. Și lângă ea, bineînțeles, vom mai adăuga încă o piesă albă și tot așa o ținem aici cu degetele. Și, bineînțeles, pe margini vom avea două piese negre. Astfel, și deasupra acestora vom aduga tot așa două piese albe cu spatele. Și apoi deasupra acestei piese albastre vom pune o piesă neagră și aici va rămâne un spațiu gol deoarece aceasta este mâna. Continuăm cu o piesă albă cu spatele aici. Și pentru mână, pur și simplu, vom pune aici o piesă neagră, astfel, deasupra acestui spațiu gol, și încă una pe partea cealaltă, pe margine. Și vom avea în centru două piese roșii, și apoi aici, bineînțeles, vom avea trei piese albe cu spatele. Și, momentan, vom lăsa mâna așa cum este și ne vom întoarce la scut aici în partea stângă și bineînțeles vom mai adăuga o piesă albă cu spatele cu buzunar liber și adăugăm pe margine din nou o piesă neagră astfel, apoi două piese roșii lângă aceasta și apoi vom avea două piese albe, apoi lângă aceste piese albe vom avea două piese roșii, Apoi una neagră, apoi încă o piesă roșie. Și acum vom alterna până ajungem la această piesă neagră. Și avem o piesă albă, apoi una roșie, apoi una albă și încă una roșie, iar la final încă una albă. Da? Și apoi aici. Toată porțiunea aceasta o vom umple cu piese albe puse cu spatele, inclusiv piese, piesă cu buzunar liber în partea stângă. Ok. Acum aici, în partea dreaptă, lângă mână, vom adăuga o piesă neagră aici, astfel, și apoi o vom conecta de mână prin o piesă albă cu spatele exact așa. Apoi ne vom întoarce aici la scut și din nou pe margine Vom avea o piesă neagră normală, apoi două piese roșii, o piesă albă, două piese albastre deasupra acestora albe, de aici, apoi încă o piesă albă, apoi două piese roșii și la final o piesă neagră. Și apoi urmăm pattern-ul de aici și vom avea o piesă albă, o piesă roșie, una albă, una roșie și la final încă o piesă albă. Și apoi vom umple toată această porțiune cu piese albe cu spatele, inclusiv cu buzunar liber aici. Ok, și acum vom scoate de aici, din partea stângă, această piesă albă cu spatele și pe fiecare margine, bineînțeles, vom avea câte o piesă neagră astfel. Exact așa. Și acum, în partea stângă, lângă scut, vom pune o piesă roșie, apoi una albă, apoi una albastră, Apoi două piese albe deasupra celor albastre de mai jos și apoi respectăm aceeași regulă ca mai devreme, doar că invers. Și avem o piesă albastră, una albă, una roșie și una neagră. Apoi, aici, în centru, unde avem haina, vom avea o piesă albastră lângă cea neagră, apoi o piesă albă apoi 3 piese albastre și bineînțeles deasupra acestor piese negre vom avea negru, apoi aici la mână vom avea lângă piesa neagră o piesă albă și două piese roșii deasupra celor de mai jos. Și acum vom adăuga un rând întreg de piese albe cu spatele, iar aici în partea dreaptă vom pune cu o piesă mai puțin și ne vom opri în acest punct. Și umplem rândul cu piese albe puse cu spatele. Ok, acum pornind tot din partea stângă de la scut, vom avea pe margine, bineînțeles, o piesă neagră și apoi repetăm tot rândul pe care l-am făcut și mai devreme, da? Adică vom avea o piesă roșie, apoi una albă, un albastru și tot așa până când ajungem la această piesă neagră de aici. Deci, adăugați piese deasupra, fiecare cu culoarea corespunzătoare. Astfel, și apoi, continuând aici la haină, lângă piesa neagră vom adăuga 3 piese albe, apoi două piese albastre și lângă piesele albastre vom adăuga o piesă neagră. Apoi vom adăuga încă o piesă neagră aici deasupra acestei piese roșii la mână. Da? Și lângă piesa neagră din stânga vom adăuga o piesă albastră și apoi încă o piesă albă astfel. Și acum tot așa vom adăuga un rând întreg de piese albe cu spatele deasupra și în partea dreaptă vom adăuga cu o piesă mai puțin. Ok, acum în partea stângă vom aduga o piesă neagră pe margine, astfel, ca și până acum. Și apoi vom pune două piese roșii lângă aceasta, apoi o piesă albă și în centru vom pune două piese albastre, astfel. Și vedeți că s-a format un miniscut în interior, apoi o piesă albă, apoi două piese roșii. Și la final, bineînțeles, vom avea o piesă neagră. Și vedeți că scutul capătă deja formă. Apoi vom ajunge iarăși la haină și adăugăm o piesă albastră, apoi una albă și apoi până în margine de tot aici, unde este această piesă albastră, vom adăuga piese albastre. Astfel, și aici, în margine, bineînțeles, vom pune o piesă neagră, și acum vom adăuga un rând întreg de piese albe cu spatele deasupra, cu o piesă mai puțin pe fiecare parte. Deci, în loc să ne oprim. Aici ne vom opri cu o piesă mai înainte și este valabil și pentru partea cealaltă de data aceasta. Și adăugăm piesele albe cu spate deasupra. Ok, acum pe fiecare margine, bineînțeles, vom avea câte o piesă neagră pentru contur. Și apoi, în partea stângă, aici la scut, vom avea două piese roșii. Apoi, deasupra pieselor albastre, vom adăuga două piese albe. Și apoi, lângă acestea, încă două piese roșii. Și apoi, bineînțeles, o piesă neagră. Apoi, aici, în partea dreaptă, lângă această piesă neagră, vom avea o piesă albastră. Și apoi tot restul rândului de aici va fi negru, după care, bineînțeles, deasupra vom adăuga piese albe puse cu spatele. Ok, acum din partea stângă vom scoate această piesă albă de aici și repetăm același lucru și în partea cealaltă. Da? Și vom avea cu o piesă mai puțin pe fiecare parte și, bineînțeles, adăugăm piese negre. Una în partea aceasta și una în partea cealaltă. Apoi, lângă piesa neagră din stânga, la scut, vom pune patru piese roșii și apoi o piesă neagră. Apoi, între aceste două piese negre, vom adăuga piese bej. Astfel, și acum, în partea dreaptă aici, vom adăuga o piesă albă cu buzunar liber și în rest vom avea piese albe puse cu spatele, iar în partea stângă ne vom opri cu o piesă în minus astfel. Ok, acum în partea dreaptă vom adăuga o piesă neagră cu buzunar liber astfel și în partea stângă vom adăuga patru piese. Astfel, și acum zona aceasta dintre piesele negre rămasă liberă, o vom umple tot așa cu piese beige după care adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra. Însă, în partea stângă aici, ne vom opri la aceste două piese negre din dreapta. Am să pun piesa drept marcaj și, bineînțeles, aici vom pune și cu buzunar liber. Dar mai întâi vom termina acest rând cu piese B și după aceea adăugăm piese albe cu spatele deasupra. Ok, și modelul va arăta așa. Acum, pe fiecare margine vom avea, bineînțeles, câte o piesă neagră, astfel. Și apoi toată zona aceasta din mijloc de aici o vom umple cu piese bej, după care vom adăuga un rând întreg de piese albe cu spatele deasupra. Ok, acum pe fiecare margine tot așa vom aduga câte o piesă neagră. Și apoi, lângă fiecare piesă neagră, vom aduga două piese albastre. Astfel și lângă fiecare set de piese albastre vom adăuga două piese negre. Și apoi aici în centru vom adăuga trei piese albe, albastre, pardon. Și apoi, bineînțeles, deasupra vom adăuga un rând de piese albe cu spatele, inclusiv piese cu buzunar liber. Ok. Acum, pe fiecare margine, ca și până acum, vom avea câte o piesă neagră. Apoi, la aceste două piese aici, la ochi, vom pune o piesă albă peste piesa neagră din stânga a fiecărui ochi, astfel. Și lângă acea piesă albă vom mai pune o piesă neagră exact așa și apoi toată zona aceasta rămasă liberă de aici o vom umple cu piese albastre după care bineînțeles adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra inclusiv piese cu buzunar. Ok, acum pe fiecare parte de această dată vom adăuga două piese astfel și apoi toată zona aceasta din mijloc va fi umplută cu piese albastre, după care adăugăm încă un rând de piese albe cu spatele deasupra, inclusiv piese cu buzunar. Okay. Acum, pe fiecare margine vom avea o piesă neagră, astfel, și lângă fiecare piesă neagră vom adăuga o piesă albă și apoi încă o piesă neagră, cu mare, mare atenție astfel și apoi toată zona aceasta din mijloc o vom umple cu piese albastre și apoi adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, aici pe margini acum vom repeta rândul de mai jos și anume pe margini vom avea piese negre și apoi o piesă albă, după care una neagră, astfel și repetăm procedeul și în partea cealaltă cu mare atenție. Și apoi, unde avem ochiul stâng, mergem deasupra piesei negre și vom adăuga o piesă albă astfel și apoi încă o piesă albă lângă aceasta. Apoi, lângă piesele albe vom adăuga o piesă albastră și apoi lângă aceasta încă două piese albe. Și apoi, bineînțeles, tot restul rândului va fi format din piese albastre, după care adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok. Acum, pe margini, vom adăuga piese exact ca mai devreme, adică una neagră, una albă și apoi încă una neagră și repetăm procedeul în ambele părți. Apoi, deasupra acestor piese albe de aici, vom adăuga 5 piese albe. Și apoi tot restul rândului va fi format din piese albastre și apoi adăugăm încă un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, acum pe fiecare margine vom avea aici prima piesă albă, o vom sări și le vom scoate pe următoarele două de lângă aceasta și repetăm același procedeu și în partea cealaltă. Apoi vom adăuga pe fiecare margine câte două piese negre astfel, cu mare atenție și acestea. Apoi, aici, peste piesa albastră și cea albă, vom adăuga din nou o piesă neagră, exact așa. Și apoi, aici, în centru unde avem piesele albe, adăugăm deasupra piesei albastre de aici, dintre acestea albe, încă o piesă albastră. Și lângă piesa albastră, pe fiecare parte, vom aduga două piese albe. Apoi, bineînțeles, vom termina restul cu albastru și vom adăuga piese albe cu spatele doar între aceste două piese negre de aici. Ok, acum pe fiecare margine aici la cap vom avea câte o piesă neagră astfel și apoi aici în centru din nou vom avea tot 5 piese albe și apoi vom umple restul rândului cu piese albastre, după care, bineînțeles, adăugăm încă un rând de piese albe cu spatele deasupra. Ok, acum vom scoate de pe fiecare margine câte o piesă albă cu spatele astfel și o vom înlocui cu una neagră normală. Apoi aici pe centru unde avem litera A, deasupra acestor 5 piese albe vom adăuga 3 piese albe și bineînțeles apoi restul rândului va fi completat cu piese albastre, după care adăugăm piese albe cu spatele deasupra, dar cu o piesă mai puțin pe fiecare parte. Ok, acum pe fiecare margine vom avea de data aceasta două piese negre și apoi piese albastre aici în centru. Apoi deasupra acestor piese albastre vom adăuga 4 piese albe puse cu spatele. Și apoi deasupra acestora vom adăuga 5 piese negre. Astfel și apoi modelul nostru va fi gata și va arăta așa, da? Aceasta va fi Captain America și după cum am spus modelul nostru va fi gata și bineînțeles primul nostru supererou va fi gata. Știu că am mai făcut un tutorial pentru Captain America în trecut, însă acela era mult mai mic decât acesta și acolo m-am oprit, însă această serie cu supereroi va continua și cam atât și cu acest tutorial. Sper că v-a plăcut acest model și că va ieși și vouă dacă ați încercat să-l faceți. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, nu ezitați să lăsați un comentariu mai jos și de asemenea spuneți-mi ce supererou ați vrea să mai fac. Like, share și subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!